Ești o persoană pentru care autoexprimarea este interesul principal. Ești o persoană foarte ambițioasă, dar nu vrei să discuți cât de important este succesul pentru tine. Sub neglijență și sociabilitate se află o natură puternică și deliberată, drăguță și elocventă, îți exprimi talentele creative, dramatice și artistice, bucurându-te de șederea în centrul atenției tuturor. Ești un student veșnic cu o minte inteligentă, inovatoare, ești în fruntea dorinței de a experimenta o nouă metodă, produs sau idee. Ești un maestru al condamnării. Și nu numai pentru că argumentele tale sunt întotdeauna logice și grele, în tine trăiește darul natural al subordonării altora. Dacă este necesar, poți supune adversarul cu afecțiune și un zâmbet, iar în cazuri speciale, să-i aplici o amenințare. Cu toate acestea, cel mai adesea ai suficient suflet și te mulțumești a pune inamicul cu bătul pe labe. Tu ești bună nu numai în convingere, ci și în inițierea acțiunii. Datorită eforturilor tale, proiectele care păreau că nu erau destinate să se materializeze, sunt finalizate. Uneori, îți prezinți ideile atât de viclan și de înșelător viitorului executor al planului la care el începe să acționeze, fiind pe deplin convins că planul strălucit s-a născut tocmai în capul lui. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: îngrijire, dedicare față de tradiție, dragoste, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a te abate de la emoții, pentru natura ta blândă. Ești neliniștită, cu o imaginație dezvoltată, iubești schimbările frecvente de impresii și locuri. Viața ta va fi bogată în situații extraordinare. Vor exista dificultăți cauzate de instabilitatea naturii și de caracterul tău neobligatoriu. Ești capabilă să găsești argumentele necesare pentru a convinge cel mai dificil interlocutor. Poți da o viață nouă proiectelor condamnate la eșec și ai abilitatea de a te transforma în inițiatorul lor. Obstinența și tendința spre comportamentul dictatorial complică adesea viața ta, ai dușmani și invidioși. Cu toate acestea, înfrângi logica și presiunea,
găsind de multe ori soluții acceptabile la probleme complexe. Din păcate, ești un părinte exigent, obișnuită să-ți impui opiniile asupra altora, uiți că, în familie copiii nu sunt rivali și nici adversari. Se poate întâmpla ca urmașii tăi să crească creaturi cu voință slabă și să rămână dependenți și inerți pentru întreaga viață. Probleme similare apar în relațiile de dragoste. Partenerii tăi trebuie protejați adesea împotriva suprimării voinței lor, altfel aceste lucruri dă naștere unor conflicte. Ție nu ți este ușor să găsești un partener la fel de puternic ca și tine pentru viața împreună, cu greu reușești să găsești fericirea personală. Prezența ta este vizibilă în orice situație. La locul de muncă, competența ta este întotdeauna admirabilă și, în plus, ești indispensabilă în rolul arbitrului în litigii. Cu toate acestea, nu te poți socoti cu cei care nu stârnesc admirația ta sau, cel puțin, respect. Acesta este motivul pentru care cel mai adesea încerci să găsești o muncă care nu implică subordonarea directă. În plus, fiind încăpățânată, poate fi dificil pentru tine să accepti filozofia unei companii sau a unei organizații. Din nou, datorită naturii tale ești pur și simplu condamnată pentru a avea dușmani și a provoca sentimente antagonice față de cei care sunt în apropiere de tine. Tu crezi cu siguranță că acționezi pentru binele cauzei comune, dar cei din jurul tău văd în hotărârea și perseverența ta manifestarea obiceiurilor dictatoriale. Ar trebui recunoscut că tu, mult mai repede decât alții, găsești o soluție logică la problemele care apar, privând astfel rivalii tăi de șansa de a se dovedi. Pentru a menține relații bune cu cei din jurul tău, trebuie uneori să treci deoparte, permițând altora să ia decizii și să se simtă ca eroi. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, iubitoare, prietenoasă, poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 12 iulie soarta ta? Îți orientezi destinul în direcția de care ai nevoie, în timp ce manifesti o activitate excesivă. Ești atât de neconstantă că uneori tu însă-ți obosești de acest lucru. Pentru tine totul este simplu, astfel încât îți este ușor să te împachetezi undeva brusc și să mergi sau să te muți într-un alt oraș. Se poate ca acest lucru să te ruineze. La urma urmei, a trăi lângă o astfel de persoană ca tine este extrem de dificil. Acest lucru este simțit mai ales în viața de familie. O astfel de instabilitate, coroborată cu încălcarea unor promisiuni, nu se potrivește cu angajatorii. Ai o minte curioasă și o observație excelentă, acestea ar trebui luate în considerare atunci când alegi o profesie. Tu preferi munca care nu implică subordonarea directă conducerii, pentru a nu crea situații de conflict. În același timp, ai darul convingerii. Prin natura ta, îți sunt date și o întreagă gamă de instrumente care contribuie la transformarea adversarului în prietenul tău. Ești fermecătoare, ai un bun simț al umorului. Numeroși prieteni și cunoștințe au plăcerea să te invite în rolul de mediator. Agilitatea ta conduce la crearea unei mulțimi de noi afaceri și proiecte, și pe multe dintre ele le aduci la sfârșit, indiferent de costuri. Toate acestea datorită muncii grele și dedicării. Tu îți poți transforma cu ușurință visele în realitate. Te adaptezi bine la orice situație și încerci să fii competentă în ceea ce faci. Există însă întotdeauna o lipsă de atenție pentru familie și copii. Începi să te comporți cu rudele în același mod ca și cu oponenții în activitățile tale profesionale. În consecință, îți suprimi adesea copiii, care apoi nu au opinii și aspirații proprii. În căsătorie, vei fi fericită dacă vei găsi același tip de partener activ și puternic. În același timp, ești capabilă să cedezi și să cauți compromisuri. Dacă ai încercat să trăiești împreună cu părinții tăi foarte mult timp, o legătură puternică cu mama ta te afectează.
Poți fi percepută de alții ca dictator, deci nu poți evita conflictele și confruntările cu cineva. În plus, poți fi chiar acuzată de urmărirea unor scopuri egoiste, ascunzându-te în spatele actelor sociale. Pentru a evita astfel de situații, trebuie doar să oferi altora ocazie de a lua decizii. Ești dulce și prietenoasă, pentru natura ta blândă ești iubită de bărbați, cu excepția cazului în care, desigur, îi torturezi excesiv cu învățăturile tale morale. Dacă poți face față temperamentului tău violent și impermanenței, te așteaptă succesul în viață. Ți se recomandă să porți ceva mai des culoarea alb și să te înconjori cu această culoare în spațiu. Dragoste și compatibilitate. Ești cu adevărat dedicată prietenilor și familiei. Ești o persoană generoasă, caldă și plăcută. Îți place să discuți atât la petreceri cât și într-o atmosferă mai relaxată. Într-o relație intimă, ești iubitoare și romantică, dar în niciun caz naivă. În absența punctelor comune de contact și a rudeniei intelectuale caracteristice prieteniilor, începi să te plictisești și să-ți pierzi interesul față de o persoană. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Începi să lucrezi de vreme în viață și câștigi în curând capacitatea de a face bani. Munca și cariera ocupă un loc central în viața ta. Datorită abilităților de autoeducație, ai o erudiție considerabilă. O carieră de succes se poate dezvolta în jurnalism, finanțe, medicină, diverse domenii ale științei. Sănătate și boli. Tu poți să nu iei în considerare sănătatea, deoarece atenția ta este concentrată în întregime pe muncă și pe propriile tale proiecte. Astfel, este recomandabil să vizitezi în mod regulat medicul și să-i asculți sfaturile sensibile. Este, de asemenea, o idee bună să faci o regulă pentru exerciții fizice. Alergarea, aerobicul, gimnastica sau înotul sunt opțiuni ideale pentru dependența de sport. Din când în când, este util să-ți distragi atenția de la locul de muncă și să faci excursii în natură. Aceste lucruri îți va da o notă suplimentară de veselie. Este necesar să-ți controlezi cu atenție dieta, evitând supraîncărcarea. Ești predispusă la boli cardiace și vasculare cronice, boli ale articulațiilor. Glanda tiroidă este, de asemenea, vulnerabilă. Soarta și norocul. Te-ai născut cu o imaginație bogată. Vei avea o viață agitată, plină de tot felul de evenimente, situații schimbabile. Iubești să călătorești, ești înliniștită, predispusă la locurile în schimbare. Instabilitatea ta va prezenta tot felul de surprize neplăcute, va conduce la neîndeplinirea obligațiilor și, în consecință, vor apărea dificultăți constante. Numai prin răbdare, lucrul la sine și dorința de auto-îmbunătățire poți să slăbești cumva influențele karmice. Lista datorilor karmice o poți afla pe astrograma natală. Sfaturi pentru tine. Sfatul principal: să-ți restrângi manierele dictatoriale, să nu faci presiuni asupra oamenilor. Ar trebui să acorzi mai multă atenție sănătății. Ar trebui să-ți dezvolți calitățile empatice și să încerci să fii mai sensibilă la cei apropiați de tine. În relațiile cu colegii, trebuie evitată demonstrarea superiorității și impunerea voinței. Învață să te retragi. Încearcă să nu te mai bagi atât de mult. Nu-ți mai impune ideile cu atâta tărie. Întotdeauna încearcă să fii sensibilă la nevoile și dorințele celorlalți. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce-ți oferă darul și-a amintit despre ziua ta de naștere,
ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.